Deputatul de Gorj va ajunge în Târgu Jiu pentru a participa la o ședință internă de partid. Din informațiile pe care le am, va participa la comitetul executiv de la ora 11, după care pe loc va ține o conferință de presă. Vizita este dur criticată de opoziție, care susține că Ponta nu a făcut nimic pentru județul care l-a trimis în Parlament. Ca și prim-ministru, n-a făcut nimic pentru județul Gorj. Dacă luăm ca termen de comparație activitatea precedesorului, adică lui Emil Boc, care ați văzut ce a făcut pentru județul Cluj și pentru toată Transilvania. Pe parcursul ultimului mandat de deputat, vizitele lui Victor Ponta în județ se pot număra pe degetele de la o mână, iar în ceea ce privește realizările, acestea sunt inexistente.